Ziua Internațională a Limbii Materne este marcată anual la 21 februarie pentru a promova diversitatea culturală și lingvistică din întreaga lume. Proclamată în cadrul Conferinței Generale a UNESCO din 17 noiembrie 1999, a fost celebrată pentru prima dată de Organizația Națiunilor Unite în anul 2000. Data aleasă amintește de evenimentele ce au avut loc la 21 februarie 1952 când mai mulți studenți care demonstrau în Dhaka pentru recunoașterea limbilor materne, drept una din cele două limbi ale Pakistanului, de atunci au fost împușcați de forțele de poliție. Cu prilejul proclamării acestei zile, statele membre ale ONU s-au angajat să contribuie la protecția și revigorarea bogatei diversități culturale prin promovarea limbilor materne ca formă de comunicare, interacțiune și înțelegere între diferite popoare. Ulterior, Adunarea Generală a ONU, prin rezoluția din 16 mai 2000, a invitat statele membre să promoveze conservarea și protecția tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii, de asemenea proclamat anul 2008 ca anul internațional al limbilor, pentru a promova unitatea în diversitate și înțelegerea internațională prin multilingvism și multiculturalism. Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului mondial material și imaterial de o componentă esențială în procesul de definire a unei minorități naționale. Însușirea acestea, precum și utilizarea ei ca mijloc de comunicare, contribuie la conservarea și perpetuarea identității fiecărei minorități. Ea se poate pierde foarte ușor dacă nu este învățată și vorbită în familie, ori dacă nu este studiată și exersată în școală. Se estimează că în cazul în care nu se acționează în acest sens, jumătate din cele circa 6.000 de limbi vorbite în prezent ar putea dispărea până la sfârșitul acestui secol. Ziua Internațională a Limbii Materne susține obiectivele de dezvoltare durabilă privind educația din Agenda 2030, subliniind importanța limbilor adecvate de instruire, respectiv folosirea limbilor materne în primii ani de școală. Acest fapt facilitează accesul la educație și promovează în același timp echitatea pentru grupurile de populație care vorbesc limbi minoritare și autohtone, în special a fetelor și femeilor și totodată îmbunătățesc calitatea educației și procesul de învățare prin înțelegere și creativitate și nu prin memorare. Astfel, în statele membre ONU, Ziua Internațională a Limbii Materne este marcată prin organizarea unor manifestări culturale Seminarii, conferințe, concursuri pe teme culturale, lingvistice și educative de către autoritățile guvernamentale, universități, institute de cercetare, culturale și asociații culturale și de tineret. Toate acțiunile întreprinse în vederea propagării limbilor materne vor servi atât la încurajarea diversității și a educației multilingvistice, cât și la dezvoltarea conștientizării de pline a tradițiilor lingvistice și culturale din întreaga lume și la inspirarea totodată a solidarității bazate pe înțelegere, toleranță și dialog. Tema din acest an, 2022, a zilei internaționale a limbii materne, este folosirea tehnologiei pentru învățarea multilingvă, provocări și oportunități. Prin care se dorește evidențierea rolului potențial al tehnologiei în promovarea educației multilingve și sprijinirea unei predări și învățări de calitate pentru toți. Tehnologia are potențialul de a aborda unele dintre cele mai mari provocări existente în prezent în educație. Poate accelera eforturile pentru asigurarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții echitabile și inclusive pentru toți. De asemenea, educația multilingvă bazată pe limba maternă este o componentă cheie a incluziunii în educație.